Martie 2024 a fost declarată cea mai caldă lună martie din istoria măsurătorilor meteorologice. Vorbim despre a 10-a lună la rând, când temperaturile sunt mai ridicate decât în intervalele de timp precedente. Anunțul a fost făcut de Copernicus, programul de observare a Pământului. Specialiștii susțin că acest lucru este cauzat de reconfigurarea sistemului climatic pe fondul încălzirii globale. Ne-am obișnuit deja ca fiecare lună să consemneze un record absolut de temperatură. Ultimele date publicate de programul Copernicus arată că temperatura medie a aerului în martie 2024 a fost de peste 14 grade Celsius, cu aproape un grad mai mult decât media înregistrată în perioada 1991-2020. Specialiștii au explicat că valul de încălzire afectează întreaga planetă. Numai că ce se întâmplă acum, nu doar în România, ci peste tot în lume, este că avem modificări în caracteristicile, nu numai ale lunii martie, ci ale tuturor lunilor anului. Temperaturi din ce în ce mai mari, dar nu vorbim de o creștere uniformă. Vorbim și de fenomene extreme care, practic, înseamnă o reconfigurare a întregului sistem climatic pe fondul acesta al încălzirii globale, care furnizează o cantitate sporită de energie sistemelor de vreme și avem mai multă căldură, o cantitate mai mare de vapor de apă în atmosferă. Suntem la al treilea record de temperatură medie lunară de la începutul anului. Seria lunilor consecutive cu temperaturi record a început în 2023, când luna iunie a înregistrat o medie de peste 16,5 grade Celsius la nivel global. În primele două luni ale acestui an a continuat șirul recordurilor. Astfel, în ianuarie, media a fost de peste 13 grade Celsius, iar în februarie a depășit 14 grade. Comparativ cu perioada preindustrială, anii 1850-1900, luată de obicei ca perioadă de referință, temperatura medie din martie este mai mare cu 1,68 de grade Celsius. Pe lângă temperaturile neobișnuit de ridicate, Europa se confruntă în ultima vreme cu prezența norilor de praf saharian, care sunt aduși de curenții de aer cald din nordul Africii. Praful saharian s-a așternut și peste mai multe zone din România, cu impact semnificativ asupra calității aerului. Practic, aerul foarte cald din nordul Africii, din zonele deșertice, a fost transportat spre vestul Europei, de unde temperaturile ridicate, dar transportul ăsta a însemnat inclusiv un transport de particule din acea zonă. Copernicus urmărește temperaturile aerului și ale apei mării, suprafața ghețarilor și alte variabile hidrologice. Pentru analize sunt folosite miliarde de date înregistrate de pe sateliți, avioane, vapoare și stații meteorologice din întreaga lume.